Mama. Ce-i cu tine? Ai visat o răpunță. Ce-i cu tine? Eu nu mă mai duc la școală. O să mă bată. Unde să te duci la școală, mama? Tu în nopți. Hai, vină la mama. Mă la bătaie stă gândul, măi, copilul meu. Hai, stai aici. Hai. Stai jos. Asta e locul nostru. Ce bogat ești. Cât ai plătit? Foarte mult. Dar de ce ne trebuie locul nostru? Pentru că noi suntem aici. Și ceilalți sunt afară. Ceilalți care nu ne lasă să trăim, nu ne lasă să iubim, să ne iubim. Copiii care se iubesc se îmbrățișează în picioare, lângă porțile nopții. Și trecătorii care trec îi arată cu degetul. Dar copiii care se iubesc nu sunt acolo. Pentru nimeni. Ei sunt în altă parte. Când cucoana nu e acasă. Ce faci, măi? Iete și eu pe aici. Pe capul meu, la ce cârciu mai fost de puțin? Ce put? Puți. Păi speli matale, calci matale? Eu? Să spăl? Da? Matale, doamnă. Eu te-am iubit Paraschivul. Te-am dus la chirmeze și meci. Și că stai cu falca în palmă toată ziua, respiri și cauți ceartă. Eu nu cauți ceartă? Da, cauți ceartă. Toată ziua cauți ceartă. Ia să vedem noi ce ascunde nevasta. Mai termină, tu nu vezi că ești beat, zău așa. Și ce nu-ți convine? Nu-ți convine? Divorțează, dacă nu-ți convine. Ți-ai înșușit? Ai pus mâna pe bunurile unui frate dispărut. Foarte urât, fără să ai convingerea că-i mor de-a binele. Bunurile astea le împărțim amândoi, deci de-aia ne iubim noi doi. Ce versuri fac? Tâmpite, dar adevărate. Eu te-am iubit, Paraschivul. Dar tu ai profitat de pe urma minciunii astea? Nu, am profitat amândoi. Ia mâna de pe mine și cumpără-i alt parfum, că ăsta e foarte prost. Ai dreptate. O să iau măsuri. Aia e baia noastră. Bine, Simona. Stai așa, că mai are puțin și răsare soarele. Și dacă nu răsare? Atunci nu mai are rost nimic. Nici iubirea?
duci la cumpărături? Vin și eu cu tine. Nu, mulțumesc. Mama, cum te mai simți? Te mai doare stomacul? Maia, să știi că eu am să-mi iau mâna de pe tine. Mama, dar ce am făcut? N-am făcut nimic rău. Mai gândește-te, da? Bună dimineața. Sărut mâna, mama. Ce, ești supărată? Las-o pe mata, că n-are chef de vorbă. Te-a întrebat cineva cum te cheamă? Mihai, să ia vină cu mine. Vezi că de azi gata distracția. Începe munca. Da? Da. Te pun director peste firma aia de transporturi. Firma de transporturi? Și eu ce ar trebui să fac acolo? Păi vezi tu că e specialismul. Una alta faci cunoștință cu muncitorii, vezi ce pretenții au și eu. Asta la mătură nu te pun eu. Ok. Domnșoara Nicola are migrenă. Mai să-i duc mâncarea în cameră. Las că mă duc eu. E ok. Mulțumim. Ce? Ce nu v-ați dat ușa? Te-ai cam ciupit aseară. Am cui semana. Mama ta. Tupeu. Asta nu-i rău. Dar să mă mai asculti și pe mine din când în când. Sună fericită, papa. Nimic nu merge. De ce? Ce-ți mai trebuie ție ca să-ți meargă? Bani? Nici o problemă. Îți las ție totul. Lași mie totul? Și Mihai? Și Simona? Cine să știe? Nu râde că nu-i de râs. Șmecherașul ăsta nou, cine e? Max? Max, Vax, cine este? E un tip amuzant. Are niște afaceri în comerț. Să știi că nu e profitor. Dacă pe tactul cheamă Grigore Varlam, toți sunt profitori. Hai să te duc la școală. Nu merg. Nu sunt gata. Mă duc singură. Mama ta. Mai vorbeam și noi pe drum. Max. Hai, te rog frumos, dă-mi. Nu, nu. Este, păi așa e frumos. Este rucsacul meu. Nu, frumos meu. Este ca eu să duc, pentru că eu sunt bărbatul și eu trebuie să duc. Stai, nu. Hai să-ți arăt ceva. Pentru că tu ești bărbat, ce dezi. Dacă te duci așa... Nu! Gata? Vai de mine, câștigătorule! Păi da, sunt un câștigător, un vingător. Ați întârziat la micul dejun. Credeam că e rândul stomatologului. Amalia,
să-ți transmit ceva. Zice că s-a rezolvat problema. A prins hoțul. Tâmpitul dusese microscopele la manetă, îți dai seama? Da. Și mi-a zis că totul e regulă, că poliția evident a deschis o anchetă și că nu trebuie să-ți faci griji. Chiar în regulă, adică... Ar trebui să mă intereseze? Pardon. Eu mă gândeam că o să-ți facă plăcere să auzi asta. Alexandra? Da, Andrei. Spune-mi că mă iubești. Mai degrabă sunt nebună că te iubesc. Dar la teatru vii? Am repetiție de seară. Da. Da? Sigur. Da? Da. Hai să pupăm. Mihai! Mihai! Ce cauți mai aici? E rău. Ți-e rău pe naiba. Hai sus. Ia mai pe mine în oraș. Bine, hai sus odată. Hai că te duc prefăcut-o.